De câteva zile, ploieștul a înghețat, temperaturile ajungând noaptea și până la minus 21 de grade. Nici pe timpul zilei nu a fost mai bine și din această cauză, municipalitatea ploieșteană a hotărât ca polițiștii comunitari aflați în patrulare să ofere trecătorilor câte un ceai cald pentru a nu avea de suferit din cauza frigului neprasnic, iar celor aflați în mare nevoie o porție de supă caldă. Doar în acest sfârșit de săptămână, echipajele poliției locale Ploiești au oferit 2037 de pahare de ceai și 185 de porții de supă. Cum am dezvoltat? Da? Dacă era domnul, de două ori mi-a salvat sănătatea. Ia, să vește aici, a? Mai vă lăsăm încă un? Da, așa. Cum să nu? Vă prinde bine, doamnă, un ceai cald pe vremea? Da, bineînțeles, mai ales că suntem de la Bihor. Mulțumim frumos. Cum rezistați frigului dacă nu... Bine, că suntem obișnuiți. Acum și cu un ceai cald deja. Foarte bine, vă mulțumesc, foarte frumos. Foarte zghețat. Da. Cum e ceaiul? Foarte bun. Pe frigul ăsta e recomandat. Simțeați nevoia de ceva cald? Da. Felicitări pentru că mi-a salvat m-a salvat de la frig. Eram înghețată, tun. Ploieștenii care au probleme din cauza condițiilor meteo sunt rugați să sune la dispeceratul primăriei 0244984 sau la dispeceratul poliției locale Ploiești 0244954, 0244513255 sau 0244513467.